u7buy.com, locul de unde îți poți cumpăra coinși la un super preț folosind codul de reducere CATA. Linkul îl găsești în descriere. Salutare, oameni fani și fansi, la un nou episod de FC24 Pack Opening, un nou icon player pic ultra mega overpriced. Dacă vă place seria, nu uitați să puteți și cu butonul like. E foarte important să vă abonați și legendar de important dacă n-ați tot deja, să nu follow pe Instagram. Și cel mai important lucru de pe planetă, folosiți codul de reducere CATAX pe PC Garage, indiferent ce vă cumpărați, jocuri fine pe G2A și bineînțeles dacă aveți nevoie de FC24 coins pe u7buy.com folosind codul de reducere CATA. CATA pe Fortnite Shop, milioane de dolari și bicep și main și doar dacă folosiți codul de reducere CATA10 pe Nutriland.ro. Dă-i să meargă verișorule, let's go time! Bun, la echipa asta aș putea să zic că există un punct ultra mega slab. Poate fi maxim dacă mi-ar pica, nu știu, un right back mai interesant decât nenea cu Mătu Walker sau poate un center back în locul nenea Saliba, dar per total echipa e relativ echilibrată, cum am zis, n-are un punct slab. Poate chiar și portarul, dacă l-ar da pe Petrică Cehu Toti, ar arăta mai frumos. Sau nenea Lam Toti. Parcă Lam Toti ar merge mai bine dacă stau și mă gândesc mai bine. Hai să-i dăm să sar, lăsați și voi un comentariu cu ce ați prins din Icon Player pick-ul ăsta dacă l-ați făcut. Mi se pare ultra mega legendar de overpriced, dar bineînțeles că îl facem, că dacă nu încerci, n-ai cum să câștigi, mă, nene, mă. Așa funcționează cică. Striker și este nenea Nunez și prietenii săi. Salutare, pacheți acasă. Ceva prin spate pe aici și le absolut nimic. Vitinia, toți băieții. Un shadow corect, MLS-ul salpa. Am niște spații, dar totuși salpa. Lăsăm acolo că poate vine ceva mai barosan să punem pe market. Și bineînțeles să nu uităm, domnilor și doamnelor, R9 din preview pack. Bă, dar n-ar da odată măcar ceva special să am și o emoție. Striker. Mă, dacă era ăsta, cum îl cheamă? Hurricane, blestemul lui Hurricane, nu era rău. Din preview pack. Era chiar casă. Ceva pe aici, name to dom. Interesant kitul ăsta de la Brentford. Hai să vedem în continuare, dăm și noi un pachet din ăsta barostan rău de toar din care pică marele și inegalabilul Son Goku. Rare Electron Player Spec, fix pe la 3 de bărălan nierit. Și este Feischberg, cu prietenii săi din nou. Așa că du-te acasă, nenea. A venit niciodată. Oh, stai că era 84, mă, nici nu era așa rău Feischberg, mă. Ok, Chawinga și nenea Acerbi. Hai să-l punem pe Acerbi acolo, că totuși un 83 și poate îl bag la vreun SBC ceva. Deși nu prea cred. Dar să nu-i dăm așa direct top-uri. Vreau să dau la pachetele 3 double în cazul în care pică ceva să fac milioane. Ok, facem milioane, dar altă dată. Center back, Ziule sau Hummels sau nici măcar. Cine asta, mă, nene, mă? A, domnișoara Dorsun. Deci un fel de ușă, dar mai altă dată. Ne băgăm, nu ne interesează. Ia să fac iar o glumă aici, că nu mă bag pe ușă, dar eu. Minte proastă ratată. De ce mă faci de râs pe internet, creier proastă? Stai cu minte, creier proastă, îți dau o bucată. Bun, s-o calmat. Hai să vedem. Dar am și eu ceva 3 de bani mai barosan, o leac. 85 plus rare gold player pack. Good birthday. Data viitoare. Italia, right wing. Berardi, măcar e walkout sau e fix 85? O, fix 85, bine, mă, mai vii de acasă, mă, nene, mă. Când îți dă din 85 plus 85, stai pe spate. Spate vântul frumos, intră aerul curat peste tot, e ce trebuie. Ceva mai barosan, ok. Cred că o să dureze ceva până distrug eu pachetele astea pârliozaure. A, iar era să iau raznă. Striker, nu pot să cred, este Butragheniu, când vreodată. Da, e nasolie de primăvară aici și lea. Dar măcar o tresărit inima. Totuși sper să n-am extendit mult din alea cu 81x2 sau ceva. Sau nici mai știu cum erau. Șbanghile 85 l-am prins din... Ok, de pace. Din vole. U. Lobotsca. Chiar cum e corect? Vole sau voleu? Vreau zice că voleu. Dar poate nu-i corect voleu. Așcaleori, ieși bam, 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 bam.
Limba română este grea. Asta este. Nu-i prea place. Mixed Players Pack. Hai cu niște walkout-uri ceva. Mai am de făcut un squad like în player pick. Și este Nenia Termos. 83 parcă sau 82 ceva pe acolo. Poate chiar 81. Cât era? 82. Hai că-l punem și pe ăsta acolo, nu-i dăm top war. Deci nu-i cine știe ce 1.82. Cred că e fix prețul de Quixel. Și Bungily, Small Electrum Player Spec. Și din nou, era să fie țapă. Dar n-a mai luat-o de data asta cu metri. William. Nu putea să vină când avea cardul ăla special și era și 3 double și făceam și 2 milioane. Normal că vine acum când stă pe spate. Sigur că da. Asta este din obăgat și ei un pachet din ăla, 15 coin, pike din nou. Au trecut zilele, unde sunt pachetele, domnilor, să facem și noi sărbătoare de food birthday ăsta. Nu e frumos, domnului, la eSports. Dați și voi o cinste corectă la băieți. Ne jucăm jocul acesta. Opa, în Belgic. Riker, Luca Cacicu. Merge și ăsta de o vrăjoală. 84 rating. Chiar ați văzut că s-a accidentat din nou Nenea Curtoa. Cred că e gata cariera lui Nenea Curtoa. Din păcate, dar să sperăm că... E nici că Nenea Lunin în Champions League, că e un pic de nasole de primăvară. De la Chepa nu prea avem așteptări. Nu știu cine ar putea avea așteptări. Mamă, câte am din astea? Hai să dăm și din astea. 81x2. Ceva Volcat. O, Ludovic Orban. O seretle cu o picioiobo. O Gulaș. Și alte, nu mai știu ce mai este pe acolo. O, aici aș băga un Kyurtoș, ești nebun, me. Să bagi un Gulaș și după aia un Kyurtoș, me. Ce viață bună ar fi, să nebunesc. Hai mă, nene, o. 81, Turer, Gold Player Pack. Sunt bune tare pachetele astea. Center Back. Da, exact ăla-i. Nu-i Acerbi, că e alt Romagnoli. 83, ia vezi, mă. Nu le dau topor la ăștia doi. Ce-a făcut, mă, nene, mă? Trebuie să găsești un pachet cu 3 jucători ca să facem schemață. 81x2 din nou. Și Portugalia. CDM. Nu-i pălincă. Ruben Neves, parcă ăsta. Pus și pe la, nu mai știu ce echipă din Premier League. Dar este deja acum. Ludovic Orban din nou, salutare băi domnul. Am dat cum se mișcă meniul. Cum se mișcă meniul în acest joc. Am dat ceva cu X5 parcă pe acolo. Oh, BMW X5. Pădreat. Ok, nu chiar. Nemția Striker. Nemția Striker Bayern, cred că e domnișoară. Și este Schuller. O, oh, stai că e walkout, bun. Să rămân ușițele. N-am vrut să-ți fac schema cu cine e cea mai fraieră din curtea școlii. Te făceam. Mă bătea și pe piept. Și mândrea cu așa ceva. Oricum. Nenia Ziule. Ia vezi mă cum se fac banii, mă, nene, mă. Milionar. Pe FIFA. Asta este. Putea mai rău. Fiindcă n-am dat nimic cu 3 jucători. Hai, Gigel. Argentina, center back. Nu e Otamendi, că l-au plecat pe undeva, pe, nu mai știu. Bă, Otamendi, mă, stai. De ce am crezut că a plecat și ăsta prin Arabia? Să fie oare predict? Otamendi la Arabi? Salutare, pa! Am simt dacă mai am ceva 3 double să plezim rapid. Am o foame de rupe porc. Am, nu mai am nici 3 double, ok. Opa, a, 83x2. Hai să-l dăm și pe ăsta, dar nu vrei să-mi dai și tu un 82x3 sau ceva pe acolo? O să fac și o schema T. Center back Chelsea probabil, bineînțeles, este Nenia Thiago Silva. Curatonul după el. Aia e. L-am făcut pe Varan pe contul principal. Chiar nu-i rău, domnilor. În cazul în care aveți Varan pe la club, varianta gold și vreți să-l faceți la food birthday, nu-i rău deloc. Acum nu știu dacă e schema clasică eSports. Cardurile de la food birthday să fie boostate cât timp e food birthday-ul și după ce pleacă food birthday-ul să fie lemne de foc. E și asta o variantă. Nea Jorginho, 85 parcă era.
Era cândva și 85, acum este 83, dar bine și așa. Poate 3 double ceva. Hai mă, nenea. Nu a jucat ăștia vreodată împreună Kovacic cu Jorginho? De ce îmi vine minte că a jucat vreodată împreună? Kovacic și Cotecu și pe la Real Madrid și parcă și pe la Chelsea. Oare a fost și pe la Chelsea? Nu mai știu. 82x2, Football Day, altă dată, Spain is Spain every day, all the way, de fapt nu, ultra mega legendarul Cașcaval, sigur că da. Echipa superioară domnilor, orice cioarsă de echipă care se chinuie, orice cioarsă de echipă. Cașcaval, bun. N-ai cum să dai cuixe la Cașcaval. E șef. Sau a fost șef. Pui mini șef. Dai și menu cu 3 jucători, ok, încă nu. 83x2 din nou. Bun, Olandezia. CF. Este, nu-i nenea de pai. Gakpo. Mam, 83 fix. Nasole de primăvară. Asta este. Hai, Gigele, mișcă-te mai rapid. Gakpo și domnișoara Franci. Făceau scheme. Domnișoara Franci stătea în poartă și nenea Gakpo trăgea la poartă. Bălele, opa, 83x3, no, bun. Mai dăm încă un pachet din ăsta cu 83x2, după care 83x3-ul și ne băgăm la... Opa! Football Day! Hai mă! America? Left winger? AC Milan? Ce asta, bă? Pulisic? What? Nici n-am știut că ăsta are card, ești nebun? Ok. Nu știu dacă are vreun preț corect. Aș zice că nu, dar cine știe. Poate i-a dat 5 week futuri și din astea și l-a făcut la 2 milioane. Hai să vedem, mă, nea Pulisic, ia vezi, mă. Au venit Pulisiciurile. Șterlinge l-ai pe piept și toate alea. 30.000. Ok, prețul clasic de fodder. Am mai luat un fodder. Dar nu arată groznic, 4 cu 5 aveți. Are și attacking position, are dribbling blăniță, n-are reactic, e drept. Dacă intră la o evoluție, poate n-ar fi chiar cea mai groznică treabă de pe planetă, deși cu pace-ul ăla nu știu dacă îl bagă la vreo evoluție. Bine, vine domnul Pulisic. Parcăm acolo și dai să meargă. Ia să zicem, 83x3. Naționalitățile ce pică la 83x3 ăsta, o să pici și like în player pick. E mață 4,13. Mamă, și 84x5 am aici. Hai să vedem, mă, nene, mă. Ar fi rău un Kung Fu Birthday, așa înainte de like în player pick. Hai. Ești așa. Olandezia, vezi că n-ar fi rău cu Olandezia. Într-adevăr, n-ar fi bine cu Olandezia center back. Deși nici nu cred că poate să pice, nu mai știu cum îl cheamă, Coimanu. Se anunțe oare un Gulitao do Brazil? Sau poate chiar un Cruyff? Johan Cruyff? De fapt, stai mă, sunt numai carduri speciale, oare au carduri speciale? Și asta e o întrebare corect adevărat. Bun, și s-a mai favorit o dată acest Icon Player Pick. Dacă n-ați văzut episodul pe contul principal, merge și vezi, a fost extraordinar de șmecher. Merită total. E bun, rău de tort. Recomand Player Pick-ul ăsta. Să vedem. Și poate vine vreo mare sculă Bob. Cum am zis, cel mai bine ar fi dacă ar da măcar un Petrica Cehu sau nenia Filip Lam. Ar fi nebun, e rău de tort. Între legerea în echipă nu trebuie să mă mai complic cu nimic. Ar fi cas. Și-a plecat. Lăsați și voi un comentariu cu ce ați primit din player tipul ăsta, domnilor. Hai să vedem cu ce începe. Te rog să nu fie linie de Winter Wildcards. Că mă arunc. Sau bine, dacă și nenia Pele pe acolo, atunci nu e o problemă. Hai mă, nene, diversitate vreau să vedem. Opa, e Winter Wildcard, nu e bine. Are Whipped Pass. Am văzut de atâtea ori Laudrup, încât 100% că e Laudrup. 94 stamina. Într-adevăr e right back, zic eu. Opa, doar 77 la intercepție, nu e right back. Cred. Heading accuracy 99. Își dă bine cu fruntea sub buric. Passing-ul e cam slab. N-are nici șut, bă, deci ultimul card de pe planetă, ești nimic. Are o leacă de pace, bă, dar e slab, rău de tort. Să fie totuși Laudrup, atât e slab. E Laudrup. Ok, siguranță nu o să-l joc vreodată. Să sperăm în continuare că nu este totuși linie de Winter Wild Cards. Opa, s-a schimbat ceva acolo. Au apărut icon profile. S-ar putea să avem Bulanozaurus Rex să fie toti. S-ar putea.
Nu mai știu exact dacă la asta era Winter Wildcard. Centurion, cred. Nu mai știu ce era. Bine. Hai mă, toti. Să fie toti, că e bine. Orice toti e ok aici. A, nu chiar. Să nu fie Chavi. Cina solid e primăvară. Opa. N-avem două din alea. Ok, ăla cu Corentul, mă. Are la Defines. Mă, dacă îmi dă Mueller aici, nu mă deranjează, că l-am și pe contul principal și extraordinar de șmecher în ea Mueller. Mă, nu știu în locul cui să-l bag aici. 85 stamina. Doar 66 la strength și 46 la greșe. Nu cred că e Mueller ăsta. 47 la intercepții. Nu e Mueller, dar nici n-arată bine să nebunesc. 83 cu 78 la balance. Cam cu trei gai, aș zice. Passing n-avem, shoot n-avem. Și ne-o fim atât de slab, ești nebun, ca Thunderstrike-i. Mamă, cât e slab. Care ești mai cu metri? Da, mi-e Thunderstrike. Ireu! Nu știu ce să zic despre player pick-ul ăsta, mai e și 500.000, adică, ok, la celălalt am înțeles, erau vreo, nu mai știu, 200.000, ceva în genul. Să zia prost de acolo, aia e. Opa, tot din ăsta special. Bine, special, nou Winter Wildcard. S-ar putea să fie tot Thunderstrike-i. A, mă nene, mă, dă unul bun, mă nene, mă, că a fost scump acest player pick, peste 500.000 de coins. Ok, are forțichi. O să dau predict, fiind tot Thunderstrike, în cazul în care e ăla, e ok. Cred că e nenea Campbell. Campbell ar fi chiar ok. Că știu că e mare tanket. Deci ar fi utilizabil măcar. 96 strength, da, e Campbell. 100% e Campbell. Deloc nu mă deranjează lucrul ăsta. Are defensivă ok, n-are intercepții legendare. 5-6 cu 5-9. O mai fiu, are altă variantă? Nu cred că mai e altă variantă de center back cu Forțichi și Thunderstrike. Cred că numai Campbell-i. Dar în cazul ăsta, cum am zis, chiar nu-i rău. Pot un pic pace-ul ăsta e cam nasole de primăvară. Predictul meu este Campbell. La adevăr, în ea Campbell e vreo 200.000 player pick, vreo 600-500.000 pe acolo, nu chiar bine, dar ok. Este nea Campbell. Băi, am mâncare, am ghicit poștii, ești nebun. Deci l-au drup Campbell și altă lemnărie. Hai să vedem prețul Campbell. Cum am zis, se putea mult mai rău de atât. Campbell fiind utilizabil e ok și ireu, ești nebun. Nici măcar un toti pe zonă. Ia să mai fie, băi, și retă nenea Cruyff. Mi-am adus aminte acum care din ăsta. Putea să fie și un Ronaldinho, toți băieții. În rest nu știu ce din ăștia mai erau. Thunderstrike-i. E bine. Am luat pe nea Campbell. Cât costă? Deci undeva pe la 1-200.000. Mai jos de jumătate din prețul total al SBC-ului, dar se putea mult mai rău, credeți. Mult mai rău de atât. Ăsta măcar și încă e tanchetă, stai cât avea, 6-2 parcă. La 6-2 low medium, câteodată work rate-ul. Deci la weak foot, mai are ceva. Ah, dacă avea ratonul, ce bine era. Da, bine și așa, cu forțichii cu astea, mai dăm la party fraierii. Are și ăsta de lebeniță. Merge. Legendă la Arsenal parcă. Da, nimă și la Tottenham ești nebun. Mai multe meciuri la Tottenham decât la Arsenal, ok, n-aș știut. Mai are încă 14 meciuri acolo la Arsenal pe final. Newcastle, le-am e foc bun. Hai, da, în club. Să vedem acum pe cine scoatem din schemă. Dar cel mai probabil pe nea Saliba. Știu că sună ciudat. Dar Van Dijk, Goldie, Besti, ești nimun la cap. Nu vă imaginați cât e bun Icardul ăsta. Saliba o cât mai costă. Dacă am 100 de mii, nici măcar. Dar n-am cum să-l dau afară pe Van Dijk, la cât e de mega OP, așa că nenea Saliba, din păcate, vei pleca, sau stai, o să-l pun pe bancă, o, îl pun pe bancă în locul lui Gomez. Zionule, și bine ai venit, nenea Campbell. Ăsta știu că era tanchetă și în viața reală, ăsta cu lebenița rupe pământul. Dăm un shadow la băiat, uite așa, mai tras pe dreapta un card, foarte fain designul la card. Și să vedem, poate data viitoare pot să mai fac încă o dată, vă dați seama, Icon Player cu ăsta, e ieftin tare. Poate reușesc să prind un Philip Lam tot, sau ce variantă mai fi, un Nessien tot, cel ar fi ok. Am un CDM din ăsta sau un right back. Bă, chiar putea să fie și Cafu right back, acum dau seama, că și-al avea card din ăsta. Era extra mega legendar. Dar o să tragem pe data și ceva în locul unenia
Walker și vedem. Încet, încet, echipa asta ajunge să fie legendară. Și totuși este Icon. Cont RTG. Bun, cam asta a fost. Semi-noroc, să zicem. Nu pot să zic că e noroc extraordinar în ideea în care nici nu a fost mare sculăbob, dar măcar pot să-l utilizez. Că dacă îmi dă carduri din alea lemni numai la care mă uit acolo și salutare, pa, nu chiar bine. Cam asta a fost. Mersi fain de vizionare, să fiți super fain în continuare. Lăsați-vă un comentariu cu ce ați primit din Icon Player picul ăsta. Ideal să nu-l fi făcut, că e, după cum vedeți, cam lemnozaur. Și ne auzim data viitoare. Salutare, salutare!